Acea zi s-a tot prelungit și întins până în clipele crâncene. S-au adunat în 7 ani. 7 ani de foamete, de lipsuri, de căutări. 7 ani în care animalele au fost hămesite, lihnite, sufletele noastre sfâșiate, cârpite, lipite între ele în încercarea noastră de a ne ridica din praf. 7 ani de secetă, de pământuri, iarba inimii uscate, chinuite. 7 ani ce au lăsat în urma lor beznă. Singura urmă de apă se scurgea din ochii noștri. Eram doar schelete înrobite ce se clătinau prin lume. Dar se poate termina și ceea ce pare imposibil de învins. Magia s-a bătut întreg pământul în lung și în larg. Dar mereu a fost un fir subțire între a face rău și a face bine. Iar nimeni nu va ști vreodată care este acela pentru pacea eternă. Nimeni nu va ști cum să legăm o dragoste ce se dăinuie între toate creaturile și făpturile Universului. Magia nu ne-a fost întotdeauna prietenă.
dar aceleași energii care cândva aproape au distrus lumea, acum sunt pe cale să încerce să ne salveze. Până la urmă, ce îl face pe un monstru să fie un monstru și ce îl face pe erou, erou? Cine poate dicta aceste diferențe? Și de ce noi ne-am ghida orbește după el? Credințele vechi se pot schimba, firele poveștii se pot reîmpleti. A venit ziua în care nu mai contează cine a fost menit să fie rău sau bun, de unde provine, ce a făcut și ce nu a făcut. De această dată ei se vor cunoaște, înțelege și iubi unii pe alții. Puterea va crește nemărginit în modul pe care nimeni nu și le imagina vreodată. Ele, cele mai misterioase creaturi găsite între stele, vor face pereche într-o luptă care ne va reda viața, culoarea și strălucirea lumii pe care abia dacă o mai ține minte. Dar în primul rând, bună seara, Nicu Gane! În al doilea rând, dorim să mulțumim juriului care ne este alături în această seară. Domnul profesor coordonator Iacob Marius. Doamna profesoară Pavel Daniela. Doamna profesoară Danila Irina. Doamna profesoară Lungu Laura. Și foștii absolvenți ai Colegiului Național Nicu Gane, Apostol Delia, Cantinar Alexandra, Cibotaru Bianca și președintele Consiliului Elevilor și organizator, Axinia Narcis. Vom veni împreună în această călătorie misterioasă, poate chiar periculoasă, al cărui final nu știm încă, cu prima pereche. Smeul, într-o chiparea răului și pasărea măiastră, mesagera zânilor, se vor lupta pe o sfoară subțire dintre dragoste și ură. Ei vor fi învățișarea inimilor care urlă oror, dar și a celor care pulsează în cea mai blândă armonie. Să-i primim în scenă pe Amalia Brădățanu și Rareș Gânjru! Se pare că și astăzi strada mea este pregătită. Dă-mi voia m-au prezentat. Eu sunt zmeul atotputernic, înzestrat să-mi frunte cei mai aprici luptători. Vino cu mine în al meu regat, în balatele fermecate de aur, cu bogății fără seamăn, ce uimesc toți pământenii ce-i trec pragul. Că de nu, bine nu ai să ajungi. Tu, o oarecare ființă celestă, nu ți se cuvine am furat bucatele. Am furat singura făptură ce încă poate face parte din viața mea acum. Ce frumusețe unică răspândești, domniță.
al tău chip tăiat adânc de vreme și de vânt. Ai tăi ochi înzestrați cu sclipiri de aur și argint. Reușesc într-un mod fermecător a-mi oferi alinare. Simți? Bătăile inimii tale. Care se... Că nu e totul schimb. Eu simt. Lasă emoția să se manifeste. Simte energia acestea. Lasă suferința să te forțeze. Să trăiești în prezent. Îmbrățișează sentimentul. Fiindcă... Mintea creează abisul. Dar inima îl traversează. Oh. Potoare zgripțorul, extraordinara pasăre a miturilor, infinită din cerurile basmelor și o mică făpture călăuzitare a divinului, o ursitoare, să ajungă să se privească unul în ochii celuilalt, doar cu sufletul. Perechea a doua, formată din Iasmina Lupu și David Țibulcă, ne va arăta imposibilul. Să-i primim cu aplauze! Păsăroi, mai bine a nu fi deloc. Ce soartă s-a ales de mine? Sunt blocat în această creatură. Dar cine tot vorbește acolo? Deja am uitat cum sună liniștea. Fă-ți frumos, fă-ți frumos. Al naibii de frumos. Și te-ai gândit să mă transform pe mine, un om lăudat ca fiind o ființă de nedescris, un înger coborât din cer. Într-un scrisor. Ursitoare de când te caut, am crezut că am cutreierat toți codul din lumea asta. Uite că ai ratat această colibă, scrisore. Ce te aduce pe aici? Spune, pot să-mi schimb destinul, așa? Dintr-un unealt bărbat, cu vorbii ascuțită și cu ochii verzi. Ai ajuns o adunătură de pene. Cum ai aflat? Te frumos? Frumos ai fost, iar de reștept, tot frumos, vorbești cu ursitoare, iar noi știm tot. Ei bine, am auzit că ai puterea să schimbi soarta celor din jur și... Nu te pot aștepta cu asta. Dacă eram om, nu m-ai fi refuzat. Dacă erai om, nici nu aș fi stat de vorbă cu tine. Șirul vieții se țese o singură dată, la naștere. Iar destinul te vrei să schimbi, chinuri mari vom duce. Și eu și tu, blestemele cele mai mari. Merg în sat și sper în lume. Singurul blestem pentru mine e să rămân așa. Așa cum? Locat într-un scrisor? Cu același suflet obosit de la atâta îngheț? Cu aceeași minte strălucind? Nu te mai ascunde după deget. Nu-ți mai îngheța sufletul, sentimentele. Amândoi știm cine ești. Eu te-am creat. Spui asta deoarece ți-e frică să nu se întoarcă vreun blestem asupra ta. Eu te-am creat, idealul meu, și am așteptat. Orele, zilele, toate s-au scurs ca nisipul inclefidră și am tot întors, o sperând ca de scântecele mele să fii mers. De ce nu-ți accepti frumusețea interioară? De ce fugi? De mine. De persoana greșită. Am așteptat ca cineva să-mi spună asta. Să mă înțeleagă. Să știu care mi-e perechea. Dar de acum încolo, destinul nostru va fi fără de blestem. Mitologia populară spune că solomonarii, stăpânii ploii și a cerurilor ei, au o carte care cuprinde toată știința și puterea lor. Cartea aceasta o învață solomonarii în școala din cetatea Babaliului. Și nu fiecare iese solomonar, ci numai unul din șapte.
Vântoasele ne-au încântat prin șuiere de adieri line, dar și speriat prin tornadele distrugătoare. Vor putea oare aceștia să împace bolta cerească? Să aplaudăm Andreea Pereche, Ana Rusu și Matei Socoleanu! A venit momentul. Acum pot să-mi ațintesc toate forțele asupra heleștii vânturilor și să-i fac și pe ei să sufere. Cele mai îngrozitoare furtuni se vor îndrepta către acele vântoase. De acum încolo, totul se va schimba. Solomonarule, ce cauți pe tărâmul nostru? Ce caut pe tărâmul vostru? Ai uitat ce lucru îngrozitor l-ați făcut voi? Neamul vântoaselor, ne-ați folosit doar pentru a ne fura cartea. Ai ghicit! Am avut un plan foarte bun pentru a vă păcăli și pentru a lua cartea, care ne-a schimbat toată viața. Voi vă dați seama ce ați făcut? Ați și putut să ne cereți ajutorul. Ai uitat că facem parte din lumi diferite? Solomonare nu ar fi acceptat niciodată asta, iar noi chiar trebuia să punem stăpânire pe acea carte. Dar de ce? Cu ce vă ajută? Care adevărul? Adevărul este că, dacă luam cartea, puteam lua toată puterea asupra ploii. Noi eram mereu dumneavoastră. Voi ați încercat să fiți superiori deasupra tot și toate. Aveam puterile renegate din cauza voastră. Odată cu cartea, ați luat și capacitatea de a transmite pe care nu strămoșesc următorilor înțelepți. Nici nu realizați câte generații ați erosit. Voi făceați mai mult rău decât bine. De aceea voiam această putere. Trebuia să ne spuneți asta. Am fi încercat să schimbăm acest lucru. Și nu s-ar mai fi ajuns la un asemenea conflict. Știu. Știu că am greșit. Dar atunci așa am considerat peste mine. Trebuia să fim mai înțelepte. Acum nu putem întoarce timpul. N-am să durat atâta ceată. Primite de veste în satul Solomonarilor că v-ați recuperat cartea. E timpul să îngropăm securea războiului. De acum încolo vom schimba cursul istoriei, căci cuvintele din trecut aparțin limbajului trecutului. Iar cuvintele din viitor așteaptă o altă voce și a ajunge la un sfârșit presupune inițial un început. Sufletele rele și rece ale morților, care ies noaptea din mormânt pentru a le pricinui nenorociri, sunt așa numiți strigoi, temători, însetați de rău și iar rău. Pe când sunt zienele, sunt zâne ale căror suflete înfloresc numai pe cărări luminoase. Poate ați crede că nimic nu i-ar putea aduce vreodată împreună, dar undeva între moarte și viață, între întuneric și sclipire, sentimentele li se vor încălci unele între acelorilalt. Să-i primim în scenă pe Selena Mărânduca și Iustin Irimia. Thank you.
Santiera? 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 Poate că, într-adevăr, lucrurile și oamenii pe care îi pierdem chiar găsesc, într-un final, o cale de a se întoarce la noi. Doar că nu întotdeauna în felul în care ne așteptăm. Așa să fie oare? Ce cauți aici, un Antus? Credeam că ai învățat-o pe propria piele. Strigoii nu au niciun punct comun cu sânzienele. Dar n-am fost întotdeauna așa. Știi însă ce am fost, Santiera? Am fost om, iar oamenii și sânzienele chiar au un punct comun. Iubirea. Poate că nu greșești întru totul. Dar uiți un lucru. Acum nu mai ești om. Ai fost cândva, de mult, când strălucirea soarelui era cu totul alta. Înainte de a mă întâlni, atunci ai fost om. Acum însă, ești un strigoi al întunericului și o știi prea bine. Uite-te la mine, Santiera! Uite-te la mine! Ești o sânziană. Stăpânești arta de a vedea mai mult decât îți dezvăluie ochii. Sunt, oare, cu adevărat un strigoi? De vrei să mă faci să simt regretul? Îți spun să te oprești. L-am simțit prin fiecare por, în fiecare clipă, cu fiecare zi care trece, el devenea tot mai puternic. Iar eu, tot mai mic în fața lui. Atunci vindecă-mă, Santiera, vindecă-mă de blestemul ăsta nenorocit. Dă-ți șansa de a fi fericită și salvează-ne pe amândoi. Crezi că nu mi-aș dori un Antus? Nu doar Cătălina și-a chemat muza în fiecare noapte. Dar dacă suratele mele vor afla... Să nu-ți fie teamă, draga mea Santiera. Dragostea e cea mai puternică armă. Iar tu, ca protectoare a ei, ar trebui să o știi cea mai bine. Pentru că ea pe toate le suferă. Toate le crede. Toate le nădăjduiește. Toate le raptă. Dragostea nu cade niciodată. Pentru că iubirea găsește mereu o cale spre cei ce o caută. Demonul care mănâncă soarele și luna, vârcolacul, a speriat să întregi cu urletul tău nesfârșit spre cer. Așa s-a grăbat cerul și s-au născut eclipsele, pe când vâlva a avut întotdeauna puteri deosebite, dar nimeni niciodată n-a putut să îi le deslușească, să îi le controleze sau mai ales să-i stea în cale. Cândva, aceștia s-au legat unul de altul, dar și-au dat drumul la mâini poate prea repede. Lupta pentru magia trecutului va fi pusă în scenă de Francesca Merca și Justin Petrov. Sunt doar un biet vârcolac, ce străbate pădurile în lung și în lat. Și tot nu o găsesc. Kira? Tu ești? Nu-mi vine să cred că te văd iar în fața ochilor. Iată. Pentru tot. Nu am vrut să te fac să pleci vreodată. După tot răul pe care mi l-ai făcut, după ce ți-ai lăsat întreaga haită să mă descopere, să mă rănească, crezi că merit doar un amărât de iartă-mă? Știu, știu. Continui să greșesc. Însă cred că este prea târziu pentru astfel de scuze. Kira, te rog, rămâi. Iubirea noastră are capete infinite și poate învinge mult mai mult decât niște simple greșeli. Cum am putea să ne unim destinele când universurile noastre sunt încălcite? Surorile mele nu te vor lăsa niciodată să te apropii de mine, iar haita ta îmi va face numai și numai rău. Totul va fi în zadar. Liniștește-te. Îți promit că alături de mine vei fi mereu în siguranță. Vom găsi o cale pentru toate. Împreună. Îți amintești? Ai dreptate. Contrastul dintre deosebitele noastre nu reprezintă o piedică.
Am depășit imposibilul și atunci îți voi arăta întreaga lume din care provin. Îți voi arăta toate nuanțele de roz cu gri al acestei lumi. Îți cer doar să rămâi a mea pentru totdeauna. Promit să te iubesc până când sfârșitul lumii ne va lăsi împreună. Pentru că legătura noastră e trainică. Iubiri simultane, dar ființe diferite. Gândurile noastre oscilează. Însă viitorul este același. Coborât din mijlocul universului, printre muritori, iubirea fragilă i-a trecut prin fața ochilor Luceafărului, lăsându-l cu regrete și întrebări care nu pot pur și simplu să dispară printre stele. În celălalt capăt al lumii, zace întristată de la nașterea pământului, muma pădurii, suferindă pentru urâțenia sa și blestemele ce se abat peste natură, peste rodul ei. Ar putea oare aceștia să învețe unul de la altul? De căzuți în tăcere, să strălucească din nou, să aplaudăm pe Simina Brăneanu și Iani Simos. O viață întreagă am fost îndurerată. Oamenii fără milă mi-au răpit copiii. Oare nu știu ei că și lor? Copacilor, le poartă cineva de grijă? De ce oamenii nu se gândesc înainte să facă vreun rău? Înainte să curme o viață? Și de-ar ști ei, dragii mei copii, că mama lor se jelește peste colbe. Cobor în jos, Luceafăr blând, alunecând pe rază, pătrunde în codru și în gând și viața îmi luminează. Dispera mea a venit cu greu, ți-am auzit chemarea. O, Luceafăr blând, cum mă vezi tu așa? Tu ești înger pe pământ, iar eu... Iar tu, creatură uimitoare, cu ochii verzi. Verzi ca iarba proaspătă, ieșită la începutul primăverii, ai rupt bariera dintre luni. Ai reușit să mă faci să cobor din nou raiul pământesc. Credeam că toți au uitat de mine. De când am decăzut. Uitați-vă ce frumos e să fii în viață, să vezi tot ce ai aici jos, să părăsești întunericul stelelor. Frumusețea ei se reflectă prin ochii care tremură de viață, pe când eu, strălucitor mereu, sufletul mi-a fost pustiu. Eu printre copaci mă ascund, și frunzele-mi devin armură, dar viața mea apare în amur când sunt protejată de lună. Nimeni nu m-a văzut până acum. Toți fugeau de mine. Frumusețea nu e cunoscută ori și cui, doar sufletelor ca tine. Hai să fugim în lumea noastră, unde frumusețea te va diviniza și sufletele noastre se vor transforma într-unul singur. Locuitoarea apelor, sălbatică și incredibil de frumoasă, inundă lumea în lung și lat fără să se uite la ce lasă în urmă. Și de ce? Știma apelor e fericită doar atunci când prin mâinile ei dragostea lumii mai putrezește câte puțin. Dar uriașul îi va arăta că moartea vieții nu e singura cale. În aplauzele voastre, Izabela Băleanu și Octavian Merlă. Nu simt foarte bine după la urmă.
Bonjour, Marcoate. Știți pe unde este ieșirea din pădure? Ceasul a sosit, omul n-a venit. Poftim? Ceasul a sosit, omul n-a venit. De ce tot strici fraza asta? Nu simți nimic? Ceva a schimbat? Orice? Ce-ar trebui să simt? Sunt un uriaș, nu observi? Da, sigur, un uriaș, da. Da, mulțumesc. Cum adică te mulțumești? Și de ce mă întreb dacă simt ceva diferit? Ce ești tu? Ce sunt eu? Ar fi trebuit să știi deja. Cunosc o legendă care spune că în apele acestui lac trăiește o femeie cu atâta ură în ea, încât cu niște simple sunete poate distruge armate. Se mai spune și că a existat un bărbat care a vrut să o schimbe în bine, dar a eșuat. Și cu dorința lui naivă de a salva așa creatură, a ajuns pe fundul acestui lac și încă zace acolo. Nu știu nimic. Nu am fost mereu așa de rău. Nu mai am încredere în oameni. Am putut la sărință la mare. Să nu mai arăt și așa. Eram în urmă pe picioare apă. Eram în urmă să aștept nevoie de ce? Inspiraționale. Iubire. Poftim? Iubire. Iubire adevărată. Dacă suferința înfrânțoare, nu cred că merită ceva iubire. Eu știu că tu nu ești așa. Tu meriți până și luna de pe cer. Nu înțeleg cum poate fugi cineva de tine. Îți jur că nici în cătușar nu o să plec de aici și o să stau alături de tine până la capătul lumii. De ce spui asta? Nimeni nu a mai spus așa ceva despre mine până acum. Îți voi oferi o șansă, ultima pe care o voi mai oferi în viața asta, dar doar dacă e dispus să-ți susmezi. De acum și pentru totdeauna. Cu toții ne întrebăm cum arătau jocurile copilăriei acum 100 de ani. Grupul folcloric Gura Izvorului de la școala gimnazială Vatra Moldoviței poartă cu ei copilăria de altădată în toată România și în afara granițelor. Cum obțin premii și distincții, dar mai ales aplauze sincere, deoarece readuc copilăria trecută în amintirea fiecărui spectator. Vă invit să vă jucați alături de ei, pentru că au făcut cale lungă la ceas de seară să ajungă până la noi.
Și-am venit acasă cu burtica grasă. Tu ești dracu, tu lume. Copchi, copchi, veniți la mama să vă zic forburi. Tu ești roșu, tu ești galben, tu ești verde, tu ești lila, tu ești ghimizeu și tu ești căcanii undun. Ha, 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 ha. Țin-i linghi, mama, lobo. Cine acolo? Îngerul. Și ce vrei? O farbă. Ce farbă? Alb și frumos, precum e raiul. Copchi, avem alb și frumos, precum e raiul. Tinglingi, mama, lombo. Cine acolo? Dracu. Și ce vrei? O farbă. Ce farbă? Negru, cu pricul în fundul iadului. Copchi, avem negru ca fundul iadului? Avem. Voi, pentru că ați fost cuminți la înger. Și voi, pentru că ați fost răi la dracu cu voi. Ascultați aici la mine. Unde cucu vine și ne pune câte ceva.
dată de la butuci, e gata mamaliga și trebuie să ne culcăm. Da, hai, lasă-mă, ce! Treci acasă, că dacă pun mâna pe așa timp, ar fi mai șamar de spinarea ta! Mica mică, e bună și mai lasă-mă, ce! Bine, dar până la ființetul soarelui, că dacă nu... Când vă erau părinții tineri și sănătoși. Aceasta este copilăria cea adevărată. Și într-o zi, când am primit un telefon că vă invităm la Balul Bobocilor, m-am gândit eu așa, ce să caute niște copii la Balul Bobocilor? Iacă au ce să caute, pentru că Balul Bobocilor reprezintă granița dintre copilărie și adolescență. Așa că, bravo vouă copii! Nu știu cât de frumos v-ați jucat, că mi-a crăpat inima în spate acolo, în pantalon, că așa se cheamă. Eu cred că ei v-au impresionat. Vă dorim petrecere frumoasă în continuare și Doamne ajută ca bobocii să fie niște adolescenți, da, fericiți.
fericiți! Toate bune, vă iubim, vă iubim! Știți să faceți o reverență? Aceasta este a nu știu câta generație. De vreo 27 de ani ne ocupăm de această viață. Am ajuns în Vățătoare în Țatul Ciumârna, locul de naștere al artistei Angelica Flutur. Colindăm țara, ieșim și în afara granițelor și iată că în seara aceasta la balul bobocilor. Vă salutăm respectuos. Să ne deslargem copii așa.